Cătălin Crișan a fost operat de urgență din cauza unei hernii de disc. Artistul, în vârstă de 56 de ani, a făcut anunțul pe rețelele de socializare, precizând că s-a confruntat cu dureri crunte și că situația lui a fost atât de gravă încât medicii neurochirurgi care l-au consultat au bătut în retragere. Cătălin Crișan a fost supus unei operații riscante, iar cel care s-a încumetat să o facă a fost medicul neurochirurg Mihai Adrian Cristescu. Artistul s-a retras în ultimele luni din lumina reflectoarelor și asta mai cu seamă din cauza durerilor insuportabile pricinuite de hernia de disc. În cele din urmă, artistul a fost operat, iar acum se reface și se bucură că a scăpat de problema de sănătate care nu i-a dat pace în ultima perioadă. De asemenea, cântărețul nu a uitat să-i mulțumească nici iubitei sale, care a fost permanent alături și care l-a sprijinit emoțional în toată această perioadă.